BMW la Plevna. De câți ani ai mai fost aici? De 14 ani mai exact. E destul de ciudat să vii pe un circuit când ai mai fost de atâta timp. Un circuit, un aeroport improvizat ca fiind un circuit. Mi-a fost foarte greu. Totuși, ultima oară a fost pe acest circuit și pe aeroport acum 14 ani. De atunci am mers doar pe circuite. Să revin din nou pe un aeroport a fost destul de greu. A trebuit, pot să zic, să-l iau de la zero. Nu mai țineam minte deloc circuitul și configurația sa. N-a fost ușor, antrenamentele au fost destul de puține. Am avut doar 3 antrenamente libere de câte 15 minute, un warm-up și o cursă. Am fost destul de sigur că va fi foarte greu să-l bat pe Martin Ciuie aici, el mergând an de an, timp de 20 de ani pe acest circuit. Dar totuși progresele au fost destul de mari. Am ajuns să fiu la nicio secundă de el pe tur, ceea ce este foarte mulțumitor pentru mine. Nu am avut timp să găsim setajele potrivite motociclete pentru acest gen de traseu care este foarte denivelat și e foarte, foarte greu să găsești un setaj bun. Am făcut setaje până în momentul cursei, n-am găsit varianta bună, n-am ales nici varianta bună de pneuri pentru acest circuit. Dar asta sunt mulțumit, un loc 2, mi-am păstrat și îmi păstrez un avantaj mare de puncte în fața lui Martin Cioi. Urmează ultimele 2 etape de la Serez, unde sper și cred că le voi câștiga pe ambele, adică să termin înaintea lui și să iau ambele titluri, și cel de național și cel de stropean.
sub Wolf Rumanie, prin Robert Murșan. Mulțumesc, Ina, cu ce am încheiat la Povăitele Bulgaria.